Cred că în reportajele care sunt de atâtea ori date la televiziune este logic pentru orice om normal să înțeleagă că a fost o agresiune a reporterului și în general a mass media. Eu cred că instanța de judecată trebuie să țină cont de aceste filmări video și să ia o decizie corectă, echilibrată și echidistantă în acest caz. Desigur că nu sunt judecător și nu pot să judec pe cineva, însă pentru orice om normal este vizibil că este agresată presa în cazul dat. Desigur, nu este tolerabil la astfel de caz și eu vă sugerez ca după epuizarea căilor interne de atac, inclusiv a Curții Supreme de Justiție, să apelați la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și acolo, cu siguranță, veți obține succes de cauză. Nu am făcut cunoștință cu cazul, cu dosarul dat, însă pot să vă spun cu siguranță că învinuirile aduse sunt destul de temenice și pe baza acestor învinuiri se poate lua o decizie de sancționare a domnului Chitoraga.